Datorită informației abundente, ne este greu să mai facem diferența între ce e bine și ce e rău. Uneori, decât să știi vag multe lucruri, mai bine știi puține. Regula aceasta se aplică și în ceea ce privește nutriția. Sunt atâtea contraindicații în nutriția din ziua de azi, încât ni se face și frică de mâncare. Cu ajutorul doamnei dr. Mihaela Bilic, autoarea cărții Sănătatea are gust, reînvățăm principiile de bază ale unei diete sănătoase care să ne dea libertatea de a mânca fără a fi mereu îngrijorate. Astăzi vreau să facem o lecție interactivă pentru că vom vorbi despre cele 5 simțuri și vreau să știu de la voi în ce fel intră ele în analiza mâncării. Cele 5 simțuri le-am desenate aici, pe o carte, și vreau să le spuneți. Văz, mirosul, da? Văz, miros, auzi, simțul tactil și gustul. Ok, haideți să le luăm rând pe rând, pentru că fiecare din ele participă într-o măsură mai mare sau mai mică, la tot ce înseamnă senzație alimentară, gust, aroma unui aliment și pe toate trebuie să le folosim în momentul în care mâncăm. Urechea, da? De exemplu, nu. Ei, ai să râzi, că o să vedem și acolo cu ce anume analizăm cu urechea. Și o să încep prima oară cu ochiul. Cu văzul preluăm cele mai multe informații. Exact, din bravo. Mediu. Deci, în primul rând, mâncăm cu ochii și dacă un aliment nu ne atrage din punct de vedere vizual, cu siguranță nu vom fi tentați nici măcar să-l gustăm. Așa e. Ce anume apreciem când ne uităm la un aliment? Ce putem vedea din prima? Culoarea. Perfect. În afară de culoare, ce mai vedem? Forma. Deci, iată, forma. Uite-te numai la aceste fructe și legume, câte forme au și tot vorbeam despre culoare, câte culori există, da? Deci toate lucrurile astea le apreciem cu ochii, fără ca să avem nevoie de altceva. Și mai este un lucru, și anume aspectul. Aspectul însemnând în ce fel este preparat, în ce fel este prezentat, pentru că nu uitați că nu e același lucru să mâncăm la un restaurant unde mâncarea este frumos așezată în farfurie și nu e același lucru să mâncăm în picioare lângă frigider un sandwich repede făcut în grabă. Deci acest aspect, acest spectacol pe care trebuie să-l reprezinte mâncarea pentru ochii noștri, trebuie să fie foarte bine valorificat. Felul în care sunt prezentate, câteodată ne face poftă de mâncare. Stai, și ideea. Asta face văzul. Și aș vrea să vorbim un pic despre atingere și despre auz. Pentru că ai zâmbit când am spus auz. Ce putem noi analiza la capitolul mâncare cu ajutorul urechii? Care sunt sunetele care... Crocantul. Bravo! Deci asta este crocantul. Crocantul este foarte, foarte important. În momentul în care e vorba de o coajă de pâine sau iată de un măr, sunetul acela crocant contribuie și el la deschiderea apetitului. Pentru că știm că așa trebuie să fie mărul proaspăt și crocant. Și are foarte mare importanță. Deci nu trebuie să uităm auzul să fie și el folosit în momentul în care savurăm mâncarea. Iar când e vorba de atingere, consistența. Da? Deci, de exemplu, dacă eu ating oșia asta, văd că e mai moale. În afară de mână, să știți că atingerea, evaluarea prin simțul tactil, este făcută și cu buzele și cu limba. Deci atunci când ducem în gură un produs, știm dacă are consistența care trebuie. Nu trebuie să uităm, vorbeam despre legume, nu trebuie să fie moi, da? Trebuie să fie un pic crocante. De asemenea, ne dăm seama când o prăjitură sau înghețată este untoasă, da? Cum anume, care e consistența ei. Deci toate lucrurile astea trebuiesc evaluate cu ajutorul simțurilor. Și să nu uitați când este vorba de consistență, în momentul în care ne folosim de mâini pentru mâncare, să știți că nu întotdeauna a fost așa cu furculiță și cuțit. Înainte se mânca cu mâna și în continuare jumătate din populația de pe glob folosește mâna ca și instrument pentru mâncare, tocmai pentru a fi încurajat acest contact direct cu mâncarea. Asiaticii mănâncă cu lingura și cu bețele. Deci nu trebuie să ne fie teamă că ne murdărim cu mâncare. Vă rog frumos să nu fiți sclifosiți între ghilimele și să mâncați totul cu furculița și cuțitul fără să atingeți mâncarea, pentru că avem nevoie să simțim mâncarea. Da. Pizza. Pizza poți să o ții foarte bine în mână și să muști din ea. Următorul simț? Mirosul. Mirosul. Ei, la capitolul acesta, cu toate că o să vi se pară ciudat, să știți că mirosul este de 10 ori mai sensibil decât gustul. Deci culmea este că în aprecierea calității unui preparat, mirosul are un rol foarte important.
aroma unui produs este combinația dintre miros și gust. Din cauza asta, niciodată nu vom putea aprecia un fel de mâncare fără să punem la treabă și mirosul. Deci mirosul este esențial în identificarea și aprecierea aromei unui aliment și atunci, prin masticație, în momentul în care băgăm o înghițitură de mâncare în gură, noi o mestecăm astfel încât particulele care stimulează receptorii pentru miros să ajungă, să aibă timp, să ajungă undeva la îmbinarea dintre gură și nas, acolo unde și mirosul este perceput. Dacă noi înghițim repede și nu mestecăm mâncarea, nu vom avea timp să evaluăm calitatea acelui produs, tocmai pentru că nu au avut timp particulele respective să stimuleze receptorii olfactivi. Deci gust plus miros egal aliment cu aromă, da? Iar la capitolul gust, să știți că sunt patru gusturi principale. Puteți să spuneți? Amar, dulce, dulce, acru și sărat. Și sărat. Dar mai este un gust numit umami. Este extraordinar! Acum vreau să vă spun ca noutate și voi deja știți. Bravo! Acest umami este un gust nou descoperit și care o să vă spun ce mare capcană ascunde el. Haideți să începem cu cele clasice. Am aici o mică reprezentare. Gustul este perceput de papilele gustative. Avem 1 milion de receptori pentru gust care sunt, să spunem, asociați așa niște papile gustative și care se află pe limbă. Iată, aici putem vedea gustul dulce pe vârful limbii, da? Gustul sărat imediat în porțiunea următoare pe marginile limbii. Acru vine și el mai la baza limbii și amarul tocmai în capătul limbii. Da, și din cauza asta, din păcate, ajungem să-l percepem, gustul amar, abia când alimentul a ajuns la baza limbii și când deja este foarte greu să-l mai dăm afară. Acești receptori, aceste papile gustative, se găsesc pe limbă pentru gusturile clasice. Umami, cel de-al cincilea gust care a fost descoperit recent, este un gust extrem de periculos. De ce? Pentru că receptorii pentru el se găsesc în toată cavitatea bucală, adică pe gingii, pe obraji, pe mucoasa interioară a obrajilor și sunt mult mai mulți. Iar stimulul pentru el este substanța numită glutamat de sodiu. Așa că trebuie să priviți orice etichetă și în momentul în care vedeți cuvântul glutamat sau monoglutamat, să o evitați. Pentru că produsul respectiv, fie că e vorba de mezeluri, fie că e vorba de un semi-preparat, fie că e vorba de un sos, vi se va părea delicios și de fapt nu vă place produsul, ci vă place acest glutamat. Glutamatul de sodiu... Dar ne face rău? Nu, dar creează o stimulare excesivă, un gust, un fel de wow, da? Deci toată gura explodează de plăcere și atunci alte preparate în comparație cu el vor fi fără gust. Pentru că în momentul în care ai stabilit, să spunem, ștacheta la acest nivel și atunci, comparativ cu el, orice aliment va fi fad și fără gust. Nu. Apare de obicei în produsele sărate. Deci aceasta a fost episodul nostru legat de simțuri, tocmai pentru că mâncarea trebuie analizată cu simțurile. Cu toate simțurile. Deci când vă așezați la masă, vă rog din suflet, aduceți-vă aminte de toate cele 5 simțuri și puneți-le la treabă. Întrebați-vă, este suficient de crocant? Este suficient de frumos, arătos? Este suficient de bine mirositor? Este gustos? Deci nu uitați niciunul din aceste simțuri în momentul în care evaluați un preparat alimentar. Și dacă vreunul din simțuri este nesatisfăcut, sau dă un răspuns negativ, atunci vă opriți și nu mâncați, da? Și pentru că tot am vorbit astăzi de cele 5 simțuri, vă propun ca în episodul următor să vorbim de cei 5 W. Ce sunt ei? O să vedeți data viitoare. Vă invit să intrați pe totuldespremame.ro și să postați o rețetă rapidă de 5 minute pe care o pregătiți copilului vostru pentru cină, dar și o poză pentru impresia artistică. În fiecare săptămână, rețeta cea mai sănătoasă va fi aleasă chiar de Mihaela și va câștiga câte un exemplar al cărții Sănătatea are gust, cu autograful autoarei oferit de librăria Cărturești împreună cu editura Curtea Veche.